La un pas de a-și pierde viața sub roțile unui tir, un biciclist de 39 de ani a ajuns cu multiple traumatisme la spital după ce a fost tamponat de un autocamion. Totul s-a întâmplat în data de 11 mai, în jurul orei 20 și 25 de minute pe o stradă din localitatea Sărata Galbene, din Raionul Hâncești. La fața locului pentru investigații s-a deplasat un echipaj de polițiști împreună cu medicii de pe ambulanță. În urma cercetărilor s-a stabilit că la volanul tirului se afla un șofer de 51 de ani originar din raionul Iedineț. Conform informațiilor oferite de către ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție Hâncești, Cristina Vicol, conducătorul autocamionului se deplasa regulamentar când de la un moment dat în fața lui, de pe un drum secundar a ieșit brusc biciclistul, care nu s-a asigurat înainte de a intra pe strada principală. Coliziunea nu a putut fi evitată, iar în consecință bărbatul de 39 de ani a suferit multiple leziuni corporale. Acesta a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Șoferul camionului a fost testat la alcool, rezultatul arătând că acesta nu consumase băuturi spirtoase. Poliția continuă investigațiile.